vă cheamă azi la sine, să vă ne împarăt al vieții dar. Nu fiți împetriți la inimi, nu respingeți al său har. Nu respingeți al său har. Așteaptă să vă strângă, iar la pieptui părintesc, să vă dea inel în deget și veșmânt împărătesc, și veșmânt împărătesc. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amen. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Tu mă eliberezi de dușmanii mei înfuriați, Doamne. Tu mă înalți mai presus de potrivnicii mei. Tu mă mântuiești de omul violent. După ce am parcurs și am meditat calea Sfintei Cruci, cerem în continuare la această liturghie ajutorul și harul lui Dumnezeu, ca pe acest drum al nostru, pe drumul crucii, să ne întărească cu harul de sus. La această liturghie ne rugăm pentru răposatul Victor, iar acum să ne recunoaștem păcatele pentru a celebra, cum se cuvine, Sfintele Taine. Mărturisesc. Aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne conducă la viața cea veșnică. Amin. Doamne, miluiește-ne. Doamne, Hristoase, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Ne rugăm. Dumnezeule îndurător, luminează inimile fiilor tăi sfințite prin pocăință, tu care ne dai bucuria de a te sluji, ascultă cu bunătate rugăciunile pe care ne înălțăm către tine. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Lectură din cartea profetului Daniel. În zilele acelea, Nabucodonosor a luat cuvântul și le-a zis: este adevărat, Șadrac, Meșac și Abednego, că nu-i slujiți pe acești zei ai mei și nu vă închinați statuii de aur pe care am ridicat-o? Acum, fiți gata ca în clipa când veți auzi sunetul cornului, al flautului, al ceterii, al harpei, al cimpoiului și al tuturor felurilor de instrumente muzicale, să cădeți și să vă închinați statuii pe care am făcut-o. Dacă nu vă veți închina, în aceeași clipă veți fi aruncați
în mijlocul cuptorului cu foc aprins. Și cine este Dumnezeul care vă va elibera din mâna mea? Șadrag, Meșac și Abednego au luat cuvântul și i-au spus regelui Nabucodonosor: noi nu avem nevoie să răspundem la acest cuvânt al tău. Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne elibereze din cuptorul cu foc aprins și ne va elibera din mâna ta, rege. Și chiar dacă nu să-ți fie cunoscut, rege, că nu vom fi slujitorii Dumnezeilor tăi și nu ne vom închina statuii de aur pe care ai ridicat-o. Atunci, regele s-a umplut de mânie, înfățișarea chipului său s-a schimbat împotriva lui Șadrag, Meșac și Abednego. A luat cuvântul și a poruncit să fie încălzit cuptorul de 7 ori mai mult decât se încălzea de obicei. Apoi a poruncit unora dintre cei mai viteji oameni din armata sa să-i lege pe Șadrag, Meșac și Abednego și să-i arunce în cuptorul cu foc aprins. Atunci regele a rămas uimit, s-a ridicat în grabă și le-a zis sfetnicilor săi: oare nu am aruncat noi 3 oameni legați în mijlocul cuptorului? Ei au luat cuvântul și au spus: sigur, rege. El a luat cuvântul și a zis: iată, eu văd 4 oameni dezlegați, umblând în mijlocul focului, fără să fi suferit ceva. Iar înfățișarea celui de-al 4-lea este asemenea cu aceea unui fiu al lui Dumnezeu. Regele a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrag, Meșac și Abednego, care l-a trimis pe îngerul său și a eliberat pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Au încălcat porunca regelui și au dat mai degrabă trupurile la moarte decât să slujească și să adore vreun Dumnezeu în afară de Dumnezeul lor. Cuvântul Domnului. Vrednic de laudă ești, Doamne, și preamărit în veci. Vrednic de laudă ești, Doamne, și preamărit în veci. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, vrednic de laudă și preamărit în veci. Binecuvântat este numele sfânt al gloriei sale, vrednic de laudă și preamărit în veci. Vrednic de laudă ești, Doamne, și preamărit în veci. Binecuvântat ești în templul sfânt al gloriei tale, vrednic de laudă și preamărit în veci. Binecuvântat ești pe tronul domniei tale, vrednic de laudă și preamărit în veci. Vrednic de laudă ești, Doamne, și preamărit în veci. Binecuvântat ești Tu care pătrunzi abisurile și stai peste heruvim, vrednic de laudă și preamărit în veci. Binecuvântat ești pe firmamentul cerului, vrednic de laudă și preamărit în veci. Vrednic de laudă ești, Doamne, și preamărit în veci. Fericiți sunt cei care păstrează cuvântul lui Dumnezeu într-o inimă bună și aduc rod într-o răbdare. Do-
Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus le-a spus iudeilor care crezuseră în El: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți cu adevărat discipolii mei și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va elibera. Ei au spus: noi suntem descendența lui Abraham și n-am fost niciodată sclavii nimănui. Cum poți să spui, veți deveni liberi? Iisus le-a răspuns: adevăr, adevăr vă spun că oricine săvârșește păcatul este sclavul păcatului. Însă sclavul nu rămâne în casă pentru totdeauna. Fiul rămâne pentru totdeauna. Așadar, dacă Fiul vă va elibera, veți fi într-adevăr liberi. Știu că sunteți descendenții lui Abraham, dar căutați să mă ucideți, deoarece cuvântul meu nu găsește loc în voi. Eu vorbesc despre cele ce am văzut la Tatăl meu, iar voi faceți cele ce ați auzit de la Tatăl vostru. Ei au răspuns și au zis: Tatăl nostru este Abraham. Iisus le-a zis: dacă sunteți fiii lui Abraham, faceți faptele lui Abraham. Acum însă voi căutați să mă ucideți pe mine, om care v-am spus adevărul pe care îl am de la Dumnezeu. Abraham n-a făcut aceasta. Voi faceți faptele tatălui vostru. Ei au zis: noi nu suntem născuți din desfrânare, avem un singur tată, pe Dumnezeu. Iisus le-a zis: dacă Dumnezeu ar fi tatăl vostru, m-ați iubi, pentru că eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. Eu nu am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Cuvântul Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, am ajuns la cea de-a noua meditație pentru postul acesta mare, pe care o intitulez Scandalul Crucii. L-am lăsat pe Iisus în Ghetsemani, în meditația trecută, în momentul arestării sale. Ceea ce a urmat după arestarea lui Iisus a constituit și constituie și astăzi pentru foarte mulți oameni o sursă de scandal și de neînțelegere. Cum a fost posibil așa ceva? Cum a permis Tatăl Ceresc ca Fiul Său să îndure toate acele lucruri? Iată, avem acolo imaginea răstignitului în stațiunea a 12-a. Și mai ales, cum să recunoști în acel chip schimonosit de pe cruce pe însuși Dumnezeu, pe Fiul lui Dumnezeu? Toate aceste întrebări ne îndreaptă spre ceea ce se poate numi scandalul crucii. Apostolul Paul le spunea corintenilor următoarele cuvinte: în timp ce iudeii cer semne, iar grecii caută înțelepciunea, noi îl predicăm pe Hristos cel răstignit, scandal pentru iudei și nebunie pentru greci, pentru păgâni. Iată cum a fost perceput Iisus Hristos la începuturi: ca un scandal și ca o nebunie. Care au fost motivele pentru care răstignirea lui Iisus pe cruce a constituit un scandal pentru evrei? Care au fost motivele pentru care răstignirea lui Iisus pe cruce a constituit o nebunie pentru greci? La aceste întrebări putem găsi un răspuns
Dacă ne facem o idee despre ceea ce însemna răstignirea sau crucificarea în vremurile acelea în care s-au petrecut aceste lucruri, adică acum vreo 2000 de ani în urmă. O să propun în această meditație câteva aspecte, și anume practica răstignirii, cine erau cei expuși la răstignire, în ce consta practica răstignirii și ce consecințe avea toată această istorie pentru înțelegerea lui Iisus. Dar înainte de asta, o observație. Cred că cei mai mulți dintre dumneavoastră ați văzut filmul despre pătimirea lui Iisus, al lui Mel Gibson. Eu când l-am văzut, am zis, exagerează. Asta până ce mi-a căzut în mâini o carte scrisă de un exeget german, Martin Hengel. Cartea se cheamă Cruce și Ispășire. Și în această carte el adună mărturiile din lumea antică despre ceea ce însemna răstignirea. Filmul lui Gibson nu exagerează. Din contră, ar trebui să amplificăm de câteva ori ceea ce vedem în acel film pentru a înțelege ce însemna răstignirea și crucificarea. Cât privește această metodă de torturare și ucidere a unei persoane, ea a fost inventată de către perși. A fost considerată o practică specifică barbarilor și din acest motiv grecii și romanii la început au primit această practică cu reticență, pentru ca apoi să o practice cu multă eficiență și convingere. Care erau categoriile de persoane expuse la răstignire? Existau trei categorii în principal. Prima categorie o constituiau rebelii sau răzvrătiții. Practica a fost folosită mai ales pentru a aduce pace în provinciile în care erau revolte sau răzvrătiri. Rebelii erau considerați nu doar niște dușmani, niște inamici, ci erau considerați de-a dreptul niște bandiți, latrones în limba latină, niște tâlhari, și deci trebuiau tratați ca atare. Pedeapsa pentru aceștia era crucificarea și expunerea corpurilor lor pentru bestii, pentru animalele sălbatice. Alexandru cel Mare, lăudatul împărat și cuceritor, a poruncit ca să fie crucificați 2000 de oameni dintre supraviețuitorii orașului Tir, atunci când a asediat orașul, pedepsind astfel refuzul acestora de a preda cetatea în mâinile sale. A doua categorie de oameni expuși la răstignire erau următorii: tâlharii, criminalii și răufăcătorii. În epoca romană, crucificarea era folosită pentru criminalii periculoși și pentru membrii claselor de jos, pentru a păstra ordinea din imperiu, dar și pentru a împiedica orice tendință a unei clase de a promova din punct de vedere social. Crucificarea pentru tâlhari era de obicei la dispoziția guvernatorului, care putea să-și ia toată libertatea când era vorba de felul în care respectivul urma să fie pedepsit. A treia categorie expusă crucificării erau sclavii. Crucea era considerată chinul rezervat sclavilor. Gândiți-vă că în Imperiul Roman existau milioane și milioane de sclavi. Existau orașe, de exemplu, în Imperiul Roman, unde 2/3 din populația orașului erau sclavi. Existau diferite locuri unde sclavii puteau fi executați. Sclavul poate fi oricând condamnat la o astfel de moarte.
era o metodă eficientă pentru a descuraja sclavii să-și ceară drepturile sau să pretindă pentru ei vreo demnitate. După ce revolta sclavilor condusă de celebrul Spartacus a fost, să spun, această revoltă a fost înfrântă, învingătorul Crassus a crucificat 6.000 de prizonieri, de sclavi, în Via Apia. 6.000 de sclavi crucificați. Un adevărat cortegiu al morții, un scenariu al groazei. Iată, moartea pe cruce rezervată sclavilor era simbolul umilinței extreme, simbolul infamiei, simbolul unei vieți distruse. În ce consta practica răstignirii? Este important să înțelegem acest lucru, pentru că tot ceea ce spun în această seară afectează viziunea noastră despre Iisus Hristos răstignit. Și înțelegem de ce răstignirea a fost considerată scandal și nebunie. Patru lucruri sunt importante atunci când vorbim despre răstignire. Și anume, primul lucru. Răstignirea era de obicei însoțită de alte metode de tortură. Iar în această privință, răstignirea apare ca o formă de ucidere a unui om care revelează caracterul demoniac al cruzimii și bestialității umane. În lumea romană, răstignirea era precedată de flagelare, de biciuire, iar victima trebuia să-și ducă lemnul crucii până la locul execuției. Acolo victima era prinsă de acea cruce, uneori cu corzi, dar cel mai frecvent prinsă în cuie. Prinsă în cuie, cu brațele desfăcute, așa ca în reprezentările răstignitului, iar corpul era susținut de picioare care se sprijinau în cui și într-o bucată de lemn prinsă acolo. Un autor din antichitate, Pseudomaneton, descrie răstignirea asasinilor, a tâlharilor și a răufăcătorilor în termeni înfiorători. Iată ce spune acesta. Pedepsiți pe lemnul de tortură, aceștia simt că stâlpul crucii este pentru ei un destin. Sunt fixați pe acesta și sunt prinși în cuie în chinuri oribile. Ei devin o hrană rea pentru păsările de pradă și un festin macabru pentru câini. Aici nu e literatură, e realitate. Modalitățile de crucificare erau foarte variate. Crucificarea era o pedeapsă care lăsa de plină libertate călăilor, capriciilor și sadismului acestor oameni bolnavi la minte și la simțire. Moartea răstignitului era lentă și extrem de dureroasă. Cicero numea crucea summum supplicium. Asta înseamnă pedeapsa capitală, cel mai mare chin imaginabil. Era urmată în ordine, așa, descrescătoare, de rug, în latină crematio, și apoi de decapitare, decolatio. Dacă un condamnat la moarte avea posibilitatea să aleagă între rug și răstignire, ar fi preferat rugul. Al doilea lucru pe care trebuie să-l știm despre crucificare. Crucificarea nu era doar o modalitate de a ucide pe cineva, ci era o modalitate de condamnare absolut obscenă, în sensul propriu al cuvântului. Condamnatul era expus public, dezbrăcat, într-un loc vizibil, iar asta era ultima dintre profanările aduse victimei respective.
Ceea ce vedem noi în iconografia noastră creștină, cu acel ștergar, acea pânză în jurul lui Iisus, e o invenție a pictorilor. Crucea era o modalitate obscenă de a executa pe cineva. A treia, să spunem al treilea aspect legat de crucificare, se referă la faptul că această practică era cu adevărat cumplită pentru un anumit aspect, și anume, pentru faptul că adesea cel răstignit era privat de înmormântare. În acest caz, condamnatul slujea drept hrană pentru animalele sălbatice sau păsările de pradă. Iar asta era o formă de profanare, să spunem, completă a celui care a fost condamnat. Noi nu putem să ne imaginăm astăzi ce însemna pentru cei din vechime să rămâi neîngropat. Să rămâi neîngropat. A patra caracteristică legată de practica răstignirii era defăimarea crucificatului. Crucificatul trebuia să fie considerat un criminal și așa rămânea în mintea, în memoria, în gândirea obișnuită a oamenilor. Această defăimare era uneori amplificată de aspecte religioase legate de aceste pedepse și de superstițiile populare cu privire la destinul celor răstigniți. Se credea, de exemplu, că moartea prematură a răstignitului sau a răstigniților face ca sufletele lor să nu-și găsească pacea. Și din acest motiv, credeau, sufletele lor continuă să circule, să umble sub forma unor fantasme malefice. Paznicii de pe Golgota credeau că este periculos să treci noaptea pe lângă crucile pe care se aflau corpurile răstigniților. Un cuvânt despre practica răstignirii în Palestina. În Palestina, evreii, după mentalitatea și simțirea lor, în principiu au respins crucificarea și chiar au interzis-o. Dar romanii au practicat pe scară largă crucificarea în Palestina. Iată cum, de exemplu, în anul 4, înainte de Hristos, generalul roman Publius Quintilius Varus a crucificat 2000 de evrei. Mai înainte de el, un mare preot, dar și conducător al poporului evreu, Alexandru Ianeu, crucificase vreo 800 de iudei, probabil farizei, pentru că nu erau de acord cu el. La vremea când Ierusalimul a fost asediat, vorbind de sfârșitul asediului anul 70 al erei creștine, aflăm de la Iosif Flaviu, istoricul evreu, că foarte mulți evrei au fost crucificați de către soldații romani în cele mai diferite feluri pentru a-i determina pe cei din cetate să renunțe la a mai rezista și să predea cetatea în mâinile lor. Dar pentru evrei mai era un lucru. În lumina unui text din Deuteronom, dacă cineva era spânzurat pe lemn, răstignit, era considerat blestemat de Dumnezeu. Blestemat de Dumnezeu. Care sunt consecințele acestei practici a răstignirii pentru înțelegerea celor din vechime despre Hristos? Practic, în mintea unui păgân din vremea respectivă, roman, grec sau orice, vorbim de lumea păgână, răstignirea era o moarte rezervată rebelilor, criminalilor, tâlharilor, răufăcătorilor și sclavilor. Ori a admite
sau a susține că un evreu din Galileea, care a suferit moartea unui criminal, este trimisul lui Dumnezeu, asta suna în auzul lor ca o nebunie. De aceea poate să spună Apostolul Paul, Hristos cel răstignit este nebunie pentru greci. Paul folosește cuvântul grecesc moria, iar moria nu înseamnă doar lipsa, să spunem, a înțelegerii, lipsa inteligenței, ci înseamnă mult mai mult. Sfântul Iustin folosește un termen grecesc și mai puternic pentru a descrie ce însemna Hristos răstignit pentru păgâni. El folosește termenul mania, de aici vine cuvântul românesc maniac. Dar termenul mania în greacă înseamnă literalmente demență, sminteală, înseamnă alienație mentală, curată nebunie sau delir. De aceea când predicatorii creștini le vorbeau păgânilor despre Fiul lui Dumnezeu răstignit și când îi recunoșteau lui Hristos răstignit un rang divin, asta era pentru greci sminteală, nebunie și alienație mentală. Din acest motiv, autorii romani vorbesc cu dispreț despre creștinism și consideră adesea creștinismul o superstiție detestabilă, o invenție a unei minți nesănătoase, o superstiție nebună. Dar nu numai gânditorii greci, nu numai gânditorii păgâni aveau această percepție despre cei răstigniți. Un răstignit nu era atractiv nici pentru oamenii din, să spunem, din păturile joase. În straturile vulgare ale societății, termenul de crux, cruce, era o înjurătură vulgară și o găsim adesea pe buzele sclavilor sau pe buzele prostituatelor și are sensul de nemernic, bun de spânzurătoare, pușlama sau haimana. Iar în limbajul romanilor exista o insultă, în limba latină suna așa, I in malam maximam crucem, ceea ce însemna aproape sau echivala cu a trimite pe cineva la cel rău. Ce însemna Iisus răstignit pentru iudei? Paul ne spune, Hristos cel răstignit este scandal pentru evrei. În ce anume, din ce motiv Hristos răstignit era scandal pentru evrei? În primul rând, pentru practica răstignirii în sine, care trezea în orice evreu un sentiment de oroare și de respingere. Mai ales că au văzut de atâtea ori, orice evreu văzuse de multe ori oameni răstigniți și felul în care aceștia au murit. În al doilea rând, moartea lui Iisus pe cruce a fost o formă obscenă de execuție. Iisus a fost profanat în ochii propriului său popor. Cum să accepți un astfel de Mesia? În al treilea rând, să ne amintim de defăimarea răstigniților și de superstițiile populare legate de destinul răstignitului, spuneam înainte. Credeau că pentru că au murit înainte de vreme, sufletele lor nu au pace și bântuie pe acolo. E interesant să știm că uneori creștinii au fost acuzați că a crede în Hristos și în înviere reprezintă un fel de necromanție, de spiritism. Iar aceste acuze au venit din partea evreilor. În sfârșit, evreii își aminteau de prescripția din cartea Deuteronomului, care spunea așa, dacă un om comite un păcat vrednic de moarte și este omorât, spânzurat pe lemn, să nu rămână noaptea cadavrului pe lemn și să-l îngropi în aceeași zi, căci cel spânzurat este... Căci cel spânzurat este blestemul lui Dumnezeu. Din punctul de vedere al evreului,
care vedea în Torah maxima autoritate, Iisus a murit pe cruce ca un blestemat, ca blestemul lui Dumnezeu. Și acum vă pun o întrebare la care nu răspund în seara aceasta, o să răspund altă dată. V-ați gândit vreodată de ce marii preoți au insistat atât de mult pe lângă Pilat și au făcut toată presiunea posibilă ca Iisus să fie răstignit pe cruce și să nu moară altfel, ci exact pe cruce? Gândiți-vă la acest lucru. Crucea și un Mesia crucificat era o contradicție în termeni pentru oricine. Pentru iudeu, pentru grec, pentru roman, pentru barbar. Dar a mai fost un scandal chiar și pentru unii creștini. Este interesant să știm cum unii creștini care au crezut în Iisus, scandalizați de moartea lui Iisus pe cruce, au căzut într-o erezie și așa numită erezia docetismului, care vine de la grecescul docheo sau docheo mai, care înseamnă a părea sau a apărea. Ei au încercat să susțină că Iisus Hristos a suferit doar în aparență, dar El în realitate nu a simțit nicio durere. Asta este o erezie și contrazice realitatea întrupării și faptul că acolo pe cruce Hristos a suferit cea mai îngrozitoare moarte imaginabilă. Ce facem așadar cu crucea? Dacă este nebunie pentru păgâni și scandal pentru evrei, încercăm să lăsăm crucea deoparte? Să diminuăm importanța ei? Iată ce spune Apostolul Paul. Într-adevăr, cuvântul crucii este nebunie. Dar pentru cine? Pentru cei care se pierd. Dar pentru noi, cei care ne mântuim, crucea este puterea lui Dumnezeu. Și mai spune Paul, nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii. Și închei cu un fapt petrecut în România comunistă. În prima parte a secolului trecut, un număr important de evrei au îmbrățișat credința creștină în România. Iar printre aceștia a fost și Richard Wurmbrand, despre care ați mai auzit. Evreu, intelectual, cunoscător al limbii ebraice, el a îmbrățișat credința creștină și a avut probleme cu comuniștii care l-au ținut vreo 14 ani în închisoare, torturându-l și a îndurat lucruri teribile acolo. Iată ce povestește Wurmbrand. Spune așa, că într-o zi m-a chemat șeful închisorii și spune el, nu m-a chemat să mă bată, așa cum făcea de obicei, ci m-a chemat ca să aibă cu mine o discuție. Și mi-a zis așa, spune-mi, tu crezi că omul este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Și Wurmbrand a răspuns, da, cred acest lucru, că își citim în Sfânta Scriptură că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa. Și atunci șeful închisorii a zis, dacă tu crezi că ești după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, atunci află că Dumnezeu în care tu crezi este foarte urât. Și i-a dat o oglindă să se privească. În închisorile comuniste nimeni nu avea voie să-și privească chipul în oglindă. Și spune Wurmbrand, m-am uitat și într-adevăr devenisem foarte urât din cauza suferinței, din cauza torturilor. Dar zice el, Dumnezeu nu-i lipsește pe copiii săi de un răspuns. Și a răspuns așa. Și a zis, în limba ebraică nu există un cuvânt pentru a exprima ideea de față sau de chip la singular. În limba ebraică există doar cuvântul panim, care înseamnă literalmente chipuri,
sau fețe. Orice om are mai multe chipuri, explică, i-a explicat atunci Wurmbrand, dar și Dumnezeu are mai multe chipuri. Iar unul din chipurile lui Dumnezeu, care ne-a rămas cu totul și cu totul pătruns în suflet, este chipul Fiului Său răstignit pe cruce. Acel chip schimonosit, distrus de suferință, a fost și este și pentru mulți o sursă de scandal și un semn de nebunie. Credința noastră creștină ne învață să privim în acel chip imaginea lui Dumnezeu și misterioasa putere a lui Dumnezeu. Și încheie întrebând, crezi tu în puterea celui răstignit pe cruce? Înțelegi tu ce preț a plătit Iisus Hristos pentru tine pe cruce? Fraților preibii, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca răscumpărare pentru noi oamenii. Iisuse, Mântuitorul lumii, ajută biserica ta ca în acest timp de har să se hrănească mai îmbelșugat din tot cuvântul ce este din gura lui Dumnezeu și astfel să poată gusta din plin bucuria Sfintelor Paști. Înzestrează-i cu Duhul iubirii și al dreptății pe cei care ne conduc. Stinge orice vrăjmășie dintre oameni și dă-le o inimă sensibilă și dezinteresată. Dă-ne harul să înțelegem sensul și valoarea pocăinței și să o îmbrățișăm cu bucurie. Ajută pe cei bolnavi să-și poarte crucea cu răbdare. Dăruiește-le fraților noștri răposați plinătatea roadelor mântuirii. Veșnice Dumnezeule, Tu nu părăsești pe nimeni dintre cei care Te imploră, dă-ne curaj pe calea pocăinței și ascultă-ne rugăciunile prin Hristos, Domnul nostru. Îți oferim, Doamne, pâinea, rod al pământului și al muncii noastre, și ți-aducem mulțumire. Îți oferim, Doamne, vinul, rodul viței de vie și al trudei omului, și ți-aducem mulțumire. Îți oferim, Doamne, viața, darul bunătății Tale și rodul grijei noastre, și ți-aducem mulțumire. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să-ți fie bineplăcută, Doamne, această jertfă pe care ne-ai încredințat-o, ca să o aducem spre cinstea numărului Tău și spre tămăduirea noastră prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să te aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu, căci prin suferința Fiului Tău, aducătoare de mântuire, Universul a ajuns la cunoașterea maiestății Tale, vrednice de închinare. Deoarece negrăita puterea crucii ne vestește judecata lumii și biruința glorioasă a celui răstignit.
Pentru aceasta și noi, Doamne, cu îngerii și cu toți sfinții, îți aducem cântarea noastră de laudă, zicând cu bucurie. Sfântă-i, sfântă-i, Domnul Sabaot, plină este cerul, cerul și pământul, de mărirea Lui. Hosana, 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 cerului, Hosana, Hosana, înaltul cerului. Bine este cuvântat cel care vine în numele Domnului. Hosana, Hosana, Hosana în înaltul cerului. Hosana, Hosana în înaltul cerului. Adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu milință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșește dragoste împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu episcopul nostru Petru și episcopul auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin.
cu toții, așa cum ne-a învățat Domnul, Tatăl nostru, care ești în cer. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a ta pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale și binevoiește a-i dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Acela care ia asupra sa păcatele lumii, fericiți cei chemați la ospățul mielului. Dumnezeu, în inima
sufletul tău. Sunteți chiar trupul său, sunteți sângele său, sunteți și pacea lui. Atunci ce ați făcut din el, eu caut fața lui, fața lui Dumnezeu. Ori inima ta, în sufletul tău, sunteți chiar trupul său, sunteți sângele său, sunteți bucuria lui. Atunci ce ați făcut din el, eu caut fața lui, fața lui Dumnezeu. În inima ta, în sufletul tău. Să ne rugăm. Tainele pe care le-am primit să ne fie pentru noi tămăduire cerească, vindecând inimile noastre de rănile păcatului și întărindu-ne cu ocrotirea veșnică prin Hristos, Domnul nostru. Amen. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm, te rugăm, Doamne, străbărește-te asupra sufletelor noastre, pentru ca noi care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul tău, să fim duși prin patima și crucea lui la slavă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngere al lui Dumnezeu. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amen. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Pe
fraților, ne rugăm lui Dumnezeu să fie îngăduitor cu sufletul răposatului Victor, pentru care scumpărați din moarte, iertați de păcate, împăcat cu Tatăl și purtat pe umerii bunului păstor, să se bucure de fericirea sfinților în împărăția Regelui veșnic. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, tu Tatălui ceresc mărivirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră fire, ba chiar și morții te-ai supus, și ai împins prin ea dușmanul pe cel ce moarte ne-a. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi revânvii pe aceia care pierdeară șarul baptismal. Mereu cu candela aprinsă vom sta în așteptarea ta, și atunci când vei veni la nunta, voioși te vom întâmpla. Primește-ne la ta lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorul tău, Iisuse, care din lume a plecat, condu-l în veșnica lumina, să te slăvească neîncetat. Spre micatele tine, Doamnă, divin tru adâncuri, stricatele tine, Doamnă, Doamne, ascultă glasul meu. Pleacă-ți, Doamne, urechea ta la glasul rugăciunii mele. Dacă te-ai uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața ta? La tine însă este iertare și ne temem de tine. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu se încrede în cuvântul său. Mai mult decât așteaptă străjerii firea sorilor, să nădăjduiască Israel în tot. Căci la Domnul este vânădurare și belșug de mântuire. Și El va mântui pe Israel de toate fără de necine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început, și acum, și în pururea, și în vecii vecilor. Amin. Strică către tine, Doamne, îndură-te de el. Hristoase, îndură-te de el. Doamne, îndură-te de el, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Dumnezeule Părinte Atotputernic, Tu ne dai tărie prin misterul crucii și încredere prin învierea Fiului Tău. Te rugăm ca prin acest mister să-L deslegi pe fratele nostru răposat de legătura morții, Victor, să-i primești în ceata leșilor Tăi prin Hristos Domnul nostru. Amin. Odihna cea veșnică dă-i o lui, Doamnă, și lumina cea fără de sfârșit să-i strălucească. Să se odihnească în pace. Amen.
sub cruce ne strângem și ei ne închinăm. Hristos ne e rege, oricând îl urmăm. Prin sfânta sa cruce, Hristos ne conduce și crucea de-o vom prețui. În luptă noi vom pierui. Hristos stăpânește pe-ntregule pământ, Hristos ne păzește cu brațul său sfânt. Prin sfânta sa cruce, Hristos ne conduce și crucea de-o vom prețui. În luptă noi vom prețui.